În Biserica Sfânta Treime Fetești, protopopiatul de Edineț și Dondușen, ce face parte din Episcopia de Bălți, a fost sărbătorit miercuri 15 februarie 2023, praznicul întâmpinării Domnului Pestil Vechi. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Antonie, episcopul de Bălți, alături de un sobor de preoți și diaconi. Din soborul slujitorilor a mai făcut parte și arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Preasfințitul Antonie a fost întâmpinat la orele dimineții de către preotul paroh Igor Roșca, protopop de Dondușeni și Edineț și de enoriașii parohiei. A urmat oficierea Sfintei Liturghii în locașul de închinăciune în prezența unui număr mare de credincioși de toate vârstele. Episcopul de Bălți a adresat un cuvânt de învățătură în care a menționat modalitățile prin intermediul cărora oamenii îl pot întâmpina pe Mântuitorul Hristos. Îl întâmpinăm atunci când facem fapte bune, când noi nu suntem indiferenți față de semenii noștri. Pentru că vedem în alt loc, Mântuitorul spune, gol am fost și nu m-ați îmbrăcat, flămând și nu m-ați hrănit, însetat și nu mi-ați dat să beau, bolnav și nu m-ați vizitat, străin și nu m-ați primit în casă. Noi întindem o mână de ajutor semenului nostru, dar de fapt cel care primește această faptă bună este Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Îl întâmpinăm în biserică, atunci când venim și ne închinăm la Sfintele Icoane. Este o întâlnire tainică cu El. Ne întâlnim cu El în taina mărturisirii, pentru că El, de fapt, ne dă dezlegare de păcate. Ne întâlnim cu Mântuitorul Iisus Hristos când ne împărtășim cu Sfintele Taine, cu trupul și sângele Său. Ne întâlnim cu El când luăm anacura care ne se dă după Sfânta Slujbă. Ne întâlnim cu El când luăm aghiazmă. Ne întâlnim cu El în orice moment când noi ne gândim sau chemăm în rugăciune. În același timp, preasfinția sa a vorbit despre activitatea social-filantropică pe care mănăstirea Hadâmbu o desfășoară în spațiul basarabean. Este cunoscut prin faptul că nu singură dată a trecut prutul cu ajutoare, cu multe ajutoare și a făcut multe familii nevoiașe din acest spațiu le-a făcut să se bucure. A reușit să alunge tristeța din sufletele lor. Trebuie să amintim că este și o familie care a ajutat-o, o familie, o mamă cu 5 copii, astă vară, care n-a avut casă în viața lor, și cu ajutorul părintelui s-a reușit să se cumpere o casă și cu lacrimi mulțumeau și mama și copiii că în sfârșit vor avea și ei casa lor. Deci părintele este cel care aduce bucurie în Basarab, aduce binecuvântare, aduce bucurie, aduce dragoste, aduce lumină în multe case ale basarabenilor. Cei care n-au ajuns la Hadâmbu, n-au văzut ce lucrare acolo mare, dar părintele a înțeles că o să mai
fii nevoit să răspundă la o întrebare, și anume, ce ai făcut tu pentru Basarabia? Părintele știe acest lucru și la fel cum s-a pregătit și toată viața lui a lucrat pentru biserică, el a lucrat și pentru seminii săi, i-a ajutat. Ajută foarte mult și în România și acolo are câteva case cumpărate, ajutați ca să le ridice. Deci ajută foarte multă lume. Dar, repet, nu ne-a uitat sau, dimpotrivă, încearcă să lucreze insistent și în Basarabia. Mulțumim, Părinte, și mulțumim Maicii Domnului, pe care, preția ta, o cinstești mult, ai o evlavie aparte către Maica Domnului. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a exprimat bucuria de a sluji în parohia Fetești împreună cu Părintele Episcop Antonie. Mare binecuvântare aveți, că aveți acest păstor bun. Și, în ultimul rând, să-i mulțumim Maicii Domnului și Preasfințitului. Dar tot greul, odată ce avem binecuvântarea ierarhului, și dacă este credință în slujire, în ceea ce amit la Hristos prin harul preoției, prin ierarhul nostru drag, atunci se vede și lucrarea divină a lui Dumnezeu prin slujitorul lui Dumnezeu. Iată ce frumoasă biserică ați ridicat. Din puținul dumneavoastră, cu puținul dumneavoastră, se simte prezența lui Dumnezeu, se simte prezența Maicii lui Dumnezeu. Este o mare bucurie și mă bucur de fiecare dată când văd un preot gospodar. Eu deja am peste 40 de ani de mănăstire, de mira lui Dumnezeu. Și tot așa, dacă am luat-o ca părintele la început, prigoana mea la Domnule am avut destulă, dar Maicuța Domnului, care am iubit-o de mic copil, m-a înzestrat cu acest dar să fiu statornic acolo în pustiul ăla. Când am intrat în mănăstirea Hadâmbul, era doar o cetate părăsită a nimănui, bisericuța, așa cum era ploua în biserică, n-avea nimic, nimic, nimic. Și vedeți că Măicuța scumpă m-a ajutat și de aceea cred și mă duc tot unde mă duc și ca o preot care într-adevăr își fac datoria de slujitor a Sfântului Altar, un preot bun este împlinit când vede poporul în biserică. Vede poporul mult. Ăsta e darul nostru care și mulțumirea să-i Domnului Dumnezeu când vedem popor mult. Mine personal este un dar de la Maica Domnului, prezența ierarhului. Nu știu cât se bucură alții, dar ar trebui să stăm în genunchi, să sărutăm pământul și să mulțumim Maicii Domnului că ne-a blagoslovit cu prezența ierarhului. Avem nevoie mai mult ca oricând de binecuvântarea lui Dumnezeu, puținul că a trimite Maica Domnului mănăstire, prin cei care spovedesc, ne-a dat Dumnezeu oameni care au suflet mare, dar și bogăție materială. Și eu nu mă gândesc prima dată la mine, mă gândesc la cei sărmani. Păi cât am să trăiesc, tot am să mă duc. Fiindcă ce vin au copiii care sunt mulți, născuți cum sunt săraci. Am avut o copilărie foarte, foarte încercată. Foarte încercată. Preotul paroh Igor Roșca a mulțumit preasfinției sale și părintului stareț Nicodim pentru slujire și a prezentat câteva date din istoria zbuciumată a parohiei Fetești. Aici a fost pus temelia bisericii, a fost pus în 1936. A fost simțită de un ierarh român, dar nu știm cine. Alături era biserica din lemn. Creștinii s-au hotărât ca să zidească o biserică din piatră. Și s-a ridicat biserica până în 1939, până la jumate din geamuri. Pereții au fost ridicați și atunci când a venit războiul, pentru prima dată au venit rușii, preotul era din Botoșani, pentru Pavel Grâu s-a retras la părinți, acolo la casă părintească și biserica așa a rămas, biserica din lemn s-a distrus, între timp s-a distrus și pereții, adică atâta cât erau ei construiți, s-au început s-au luat din piatră, s-au mai dărâmat. Și într-adevăr aici când am venit era migroază, să zic, cât e Sfânta Masă acum, atâta era gunoi aici, în altar. Era groaznic. Și asta ce am făcut mai întâi, am curățat tot gunoiul, deci am dus gunoiul. Și am ținut ca să zidim mai departe. Deci au insistat și creștinii.
Eu, dacă cinstit, am zis, dragii mei, poate că suntem o stâncă mai înaltă, să fim și mai sus să ne ridicăm. Dar au insistat creștinii și corect a fost, după aceea m-am gândit mult, au vrut ca să continuăm cei ce au început părinții și bunei noștri. Și atunci am stat de acord și am construit pe temelia pe care a început-o bunei, străbunei. Așa am ridicat biserica și avem așa această bijuterie. Părintele Nicodim Gheorghiț a oferit parohiei Fetești o icoană cu chipul Maicii Domnului, precum și alte daruri pentru locașul de închinăciune. Mulțumim din tot sufletul, din partea creștinilor, pentru timpul acordat nouă, pentru că ați rupt într-adevăr din agenda dumneavoastră, care știm că este foarte încărcată și ne-ați oferit nouă acest timp. Într-adevăr, este o binecuvântare peste biserica noastră, că am avut o slujbă atât de importantă și frumoasă și tânjim foarte mult de granița care ne desparte și sperăm, uitați-vă, prin așa conlucrări, prin așa lucruri frumoase, să fie, nu, chiar nu mă tem să spun, prin așa fapte, să ajungem la unirea mult tânjită și mult râvnită. Și iertați-ne pentru îndrăzneală, dar chiar așteptăm cu mare drag să vă pășim pragul mănăstirii cât mai curând posibil. Și ce pot să vă mai spun? Îi mulțumim părintelor, într-adevăr, că avem această bisericuță unde ne-am putut întâlni astăzi. La mai mult și la mai mare, vă așteptăm cât mai curând. Am venit, maicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul care-l mai avem. Roagă-te, maicuță, piatra de temelie a bisericii din Fetești a fost pusă la 31 iulie 1939. Până la invazia sovietică din 1940, biserica a fost ridicată parțial. Din cauza regimului ateu instaurat pe aceste meleaguri, construirea Sfântului Locaș nu a fost posibilă, demolându-se ceea ce a fost înălțat. În timpul prigoanei ateiste, localnici au fost nevoiți să meargă la bisericile din satele din împrejurimi. Pe 16 octombrie 2000 a fost numit paroh în Fetești părintele Igor Roșca. Construcția bisericii pe fundația veche din anul 1939 a fost reluată în toamna anului 2001. Pe 22 octombrie 2011, Sfântul Locaș a fost sfințit de către Înalt Preasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei.